câteva decenii că în lume există trei sporturi. Cursele de mașini, luptele cu taurii și alpinismul. Și că restul, s-a exprimat el, are mere games, adică sunt doar jocuri. Fața aceasta am aflat-o acum mulți ani. Și atunci mi-am dat seama că atât timp cât nu-ți riști și viața în ceea ce faci, în sportul pe care îl faci, înseamnă că doar te joci. Anul acesta am avut ocazia să fim cea mai tânără expediție românească care să încerce să urce pârâtul Everest de 1848 de metri. Și înainte de a începe orice pregătire, am știut că Everest este un vârf mortal. Am știut că de acolo de sus, 2% dintre cei care încearcă nu se mai întorc. Niciodată. Și ceea ce a fost și mai înfricoșător pentru noi, a fost că acei 2% sunt încă acolo sus. Încă acolo sus, la marginea lumii, unde este atât de periculos și atât de frumos în același timp. Acolo unde poți să admiri răsăritul și umbra pământului, un lucru pe care, în mod normal, poate îl vezi din avion, dar ești în mediu închis, ești într-un spațiu antropic. Acolo sus, unde, la granița dintre pământ și spațiu, poți să privești cerul și poți să-ți dai seama că, în câțiva pași, deasupra ta nu mai este nimic. Și că ai fost pus în toate situațiile dificile ca să ajungi până acolo. Că ai făcut față și că ai avut atitudinea potrivită ca în 7 ani de zile pentru mine să plec de la a urca în România și doar în România, așa cum facem cu toți aici, până la a încerca să urc pe Everest. Nu am fost dintotdeauna așa. Nu am visat dintotdeauna să ajung acolo sus. Am pornit cu pași mărunți, dacă putem noi să spunem, de a urca în Alpi. Apoi, an de an, ne-am chinuit și am ajuns să atingem vârful de 7.000 de metri din Pamir. Apoi, din 2011, am zis, de ce nu? De ce să nu mergem mai departe? Și împreună cu colegul meu, Ilie, am zis, hai să facem pasul și să traversăm în Asia, în zonele acelea de care doar am citit, de care doar am auzit, care sunt atât de exotice și de diferite de ceea ce știm noi aici. De ceea ce înseamnă Europa civilizată. Să trăim acolo alături de ei, pentru că o expediție pe Everest durează 9 săptămâni. Timp de 9 săptămâni am fost plecat din țara acolo și am trăit împreună cu ei așa cum se trăiește acolo. În stradă. În Nepal te naști în stradă, trăiești în stradă și mori în stradă. Totul se petrece cu prăvălia deschisă, în care toată lumea este parte din viața ta. Din ceea ce faci tu, pe zi cu zi. Bineînțeles, igiena, să spunem, lasă un pic de dorit, că febra galbenă și febra tifoidă transmisă de maimuțe și de câini sunt la aia de casă, și că toate lucrurile acestea nu ne-au obligat nimeni să le facem. Și din contră, în momentul când am întrebat, vrem să urcăm acolo, ce ne recomandați, i s-a spus, nu vă duceți, nu aveți de ce. David Neacciu a fost acolo în 2003. Și recomandarea dânsului a fost, nu aveți ce să căutați în frigul și în pustiul acela. E praf, e vânt, sunt minus 15 grade ziua, jos. Sus, nu vă dați seama ce înseamnă. Și totuși am spus, de ce nu? De ce să nu facem asta? De ce să nu încercăm? Pentru că avem vârsta la care să încercăm lucruri mărețe și să ne permitem să greșim. Dar să greșim suficient de puțin cât să ne putem întoarce aici, jos. În siguranță. În fiecare an a fost o echipă care a încercat foarte mult până acolo sus. Anul acesta s-a întâmplat să fiu eu și cu Tibet. Ceilalți au fost persoanele care ne-au susținut și care au menținut legătura cu toți partenerii de aici, de acasă. De ce spun că au menținut legătura? Pentru că a urca pe Everest înseamnă un efort colosal pe foarte multe planuri. Bineînțeles, e vorba de antrenament, bineînțeles, e vorba de echipament. Dar cel mai dificil este să faci asta și să o transmiți mai departe. Să te gândești pentru tine ce înseamnă și să te gândești dacă eu am ocazia să ajung acolo sus, ce transmit mai departe celor care se uită la mine, care mă urmăresc. Ce mesaj eu să le spun ca și în ei să se întâmple ceva. Să se facă acolo un click cât de mic, ca ei în următoarea zi să zică vreau să fac ceva. Toată această idee a noastră am îmbinat-o și am pus-o sub forma îndemnului și a întrebării care este Everestul tău.
O întrebare care nouă mi s-a părut la început foarte interesantă, foarte inteligentă, care o să prindă extraordinar. Din păcate n-am prins extraordinar, pentru că este o întrebare de introspecție. Și trebuie să fie într-un cadru în care, așa cum suntem noi acolo, 9 săptămâni rupți de civilizație și de tot ce înseamnă telefonie, telecomunicații, curent electric, în care tot ceea ce faci este să trăiești, să mergi, să cai, să urci, să poți să stai și să meditezi uitându-te la un perete montan și să te gândești care e rostul tău pe acest pământ. Ce vrei tu să faci? Pentru noi rostul a fost de dinainte de expediție să transmitem mai departe și să-i motivăm și pe ceilalți să-și găsească în primul rest și apoi să-și urmărească cu toată puterea și dăruirea lor. Pentru noi a însemnat să trecem prin niște condiții în care a fost inimaginabil să credem că vom ajunge. Să stăm în China, pe hoteluri neîncălzite, în care să ne îmbrăcăm cu halate, pentru că nu mai avem ce să punem pe noi. În care să mâncăm, în cadrul meselor făcute de ei, ghiare de pui. Crud uscate, sunt foarte bune. Sunt hrănitoare. Asta aveam acolo, dar știam pentru ce ne ducem. Pentru o imagine care pentru noi valorează nu cât 1000 de cuvinte, cât o viață de om. Pentru atât de mulți albiniști în România și în lume, care unii din cărora, să spunem, foarte greu să-și identifice și să recunoască că la un moment dat în viață vor ajunge acolo. Noi am avut curajul să spunem asta de la început. Să ajungi acolo, să-l vezi și să trăiești împreună cu localnicii, înseamnă, sau a însemnat pentru noi, să trecem mai mult de 60 de zile la peste 5.000 de metri și undeva la 30 de zile la peste 1.400. Ne-am sunat de acolo un medic foarte bun de la medicina aerospațială, cei care se ocupă cu medicina pentru piloți de avioane supersonice și pe avioane comerciale. Și noi sunând prin satelit, zic că nu am cu veina. Avem și noi o întrebare, că de 2 săptămâni e vremea rea și noi suntem la 6.400 de metri. Ce ne recomandați să facem? Și respectivul nu se auzea nimic în telefon, nu zicea nimic. Și noi am dat, ne-am auzit, s-a pierdut semnalul, zice, băieți, v-am auzit? Da, pe bune, dacă în viața mea am ocazia să am pe cineva 2 săptămâni acolo sus, habar n-am ce să faci, îți faci cu aspirină să circule sângele, să nu se coaguleze. Și asta am făcut. Am luat aspirină și am zis, Doamne ajută, să vedem cum o fi. Într-un final a fost bine. Pentru că am jongleat și am avut grijă de toate aspectele care să ne pună în situațiile de a ajunge acolo. Și de a face pas după pas, din aceste 9 săptămâni, ca să putem încerca să ajungem pe vârf. Asta a însemnat să cărăm cu noi, de către Iași, 3 tone de echipament. Asta înseamnă o expediție pe Everest, pe ruta nord. Înseamnă să gestionezi aceste 3 tone de echipament, pe agende peste agende, pentru că nu aveam acces la Excel-urile pe care sunt obișnuit la birou. Nu aveam acces la tehnologie și trebuia să ne descurcăm cu ce aveam acolo. A trebuit să avem la noi un butoi de carne de iac. Așa cum scumpăr de la Acuzar, carne de pui, ce era picul, era proaspătă, organică, de acolo. Dar era un butoi în care puneam carne de iac, gheață, carne de iac, gheață. Și îl țineam lângă port 2 luni în soare, în timpul zilei, și la minus 15 grade noapte. Am trăit 2 luni pe ghețar. Pe ghețar înseamnă că sub tine este un stat de pietre, iar sub aceste pietre este un stat de jumătate de kilometru de gheață. În timpul nopții, te odihnești și îți atingi cu capul sacul de dormit și izogrenă pe care dormi. Și auzi cum ghețarul se mișcă și se rupe și se frământă și se sparge. Și la început te temi. Nu știi. Se mișcă cu mine. E o avalanșă, se întâmplă ceva. După care acestea sunt sunetele pe care te obișnuiești. Am avut ocazia să vedem butoaie de 20 kg de echipament zburând prin tabăra de bază. Dintr-o parte în cealaltă a tabărei. Și ne-am dat seama că e posibil să fie cam vânt și ar trebui să coborâm într-o tabără mai jos. Lucru pe care m-am făcut și am spus de foarte mult. Extraordinar. Acolo sus însă, atunci când iei decizia să urci sau să cobori, înseamnă să parcurgi 25 de kilometri cu un rucsac de 20 de kilograme în spate și o diferență de nivel de la 6.400 la 5.200 sau înapoi. Drumul acesta l-am făcut de 10 ori. Dus întors, dus întors, dus întors. Pentru că nu eram aclimatizați, nu aveam suficient de provizii jos, o suficient de provizii sus, trebuia să mai ducem echipament, trebuia să ne întoarcem să transmitem mesaje către parteneri. Toate lucrurile acestea presupun timp și energie și efort, fizic și mental.
Pe lângă lucrurile acestea, știam de rata de mortalitate pe care o are acest munte. Și știam că acolo sus, chiar dacă sunt români, creștini, și eram alături de musulmani, de evrei, de oameni din toată lumea, respectăm tradiția locului. Și în momentul când ești în acea ipostază în care te uiți în jur și în tabăra de bază, la anumite ședințe, sunt 150 de oameni, toți care încearcă Everestul, care discută ce se va întâmpla, cum facem, cum abordăm traseul. Și știi că dintre noi 150, 3 anul acesta nu se întorc acasă. Asta e statistica. Și te întreb cine o să fie cei 3 și ce greșeli mari vor face ei care se aducă în acea ipostază sau în acea situație. E dificil. E cel mai dificil mental. E dificil să urci și să cobori. E dificil să îți pui rucsacul în Kathmandu la 800 de metri și să simți cum te apasă tot echipamentul acela de 30 de kilograme, de ham, butelii de gen, rucsac, combinezon de puf, ochelari, tot ce ai pe tine, la bază, într-un oraș. Și să zici, cum Doamne o să facă chestia asta la 8000 și ceva de metri? Nu mai făcusem niciodată. Însă, acolo sus, sunt alte lucruri care ne fac să facem un pas înainte și care ne pot duce să avem succes până în cel mai înalt punct sau nu. Acolo sus e vorba de niște lucruri umane pe care le simțim cu toți. E vorba de echipa cu care am urcat și de cei care ne-au inspirat. E vorba că oamenii de lângă noi fac sau desfac aceste expediții. E vorba că acolo sus urci împreună cu partenerul tău, dar ești la un minut de el. La un minut, nu vă vedeți, pentru că te uiți în jos, este atât de dificil să cazi, cât ești clotit în bețe sau în piole, respiri de câteva ori pentru fiecare pas, gâfâi, așa cum ați auzit mai devreme, și continui. Și la un moment dat îți dai seama, oare e ok? E în spatele meu? S-a prăvălit? A leșinat? Ce s-a întâmplat? Și e încă acolo. Și urcați împreună, dar nu sunteți împreună. Nu vă țineți de mână și nu vă ajutați. Acolo sus, asta este una din marile dificultăți. Că ești singur și nu poți să te bazezi pe nimeni altcineva. E o tărie și o dovadă de leadership pe care am văzut-o la alți oameni, de la care am încercat și noi să învățăm. Niște oameni mult mai experimentați, cu mult mai multe experiențe la activ, mult mai multe zile petrecute la peste 8000 de metri Himalaya. Oameni care au urcat de 11 ori în vârful de 8000 de metri, din 38 de încercări. O viață de om au făcut asta. Oameni care știau cum să abordeze momentele dificile și momentele neplăcute și care ne spuneau, în bucata aceasta trecem un câte unul și ultimul are lopata. Dacă se întâmplă ceva, știi ce trebuie să faci. Stai acolo, la baza celui mai loc din lume și îți dai seama că trebuie să te și bucuri de ceea ce vezi. Însă această bucurie nu poți să o ai atunci. Pentru că noaptea temperaturile scad până la minus 25 de grade în tabăra de bază, de la 6400, în care pentru a face o fotografie de noapte, îți ia cam jumătate de oră, pentru o poză. Să-ți iei echipamentul, să spargi gheața de pe aparat, să montezi ce trebuie, să vezi că bateria funcționează, să-l pui pe un trepied, și să stai să dâlbi lângă el afară, încă tot ceea ce ai, cu bogaci de ascensiune, până faci acea fotografie. Dar merită. Pentru că este printre puținele lucruri pe care putem să le aducem de acolo. Aceste imagini a ceea ce am trăit și ceea ce am simțit noi. E dificil să încerci să mănânci seara, să-ți dai seama că ești singur în tabăra de bază, după ce ai coborât, și că nu are cine să stea de mâncare. Nu are cine să-ți pregătească nimic, te descurci. Și că tot ceea ce poți să mănânci este o cârvă de ton care, din păcate, e înghețată. Să-ți înghețe tonul ulei în conservă e un punct în care ajungi când sunt pentru multe zile niște temperaturi foarte scăzute. Dar te bucuri de o supă caldă, făcută acolo de tine, cu un arzător cu niște gheață topită, pentru că asta este singurul mod în care procurăm apa, în care arunci niște prafuri cu niște plicuri. Și lucrurile pe care le-am trăit și le-am simțit în decursul timpului, le-am făcut pentru că mi-a plăcut de mult timp să citesc și să admir filozofia stoică. Că nu
nu există lucruri bune sau rele, există doar atitudinea noastră față de acele lucruri. Atitudinea pe care ne determinăm doar noi. În momentul când la 7900, în platforma de la tabra 2 superioară, am avut probleme cu măștile de oxigen, am rămas încă o noapte acolo, am încercat să le reparăm și, din fericire, în momentul respectiv, le-am reparat cu sfoară. Am înodat niște muștiguri de cauciuc cu sfoară și ne-am gândit că viața noastră va depinde de el. Dar suntem acum să încercăm să ajungem până sus. De asta am venit. În momentul când o să avem o problemă, așa cum pe toate de până acum, o să căutăm o soluție pentru că nu are cine să caute pentru noi. Și când ne vom întoarce, nu o să putem spune cineva ar trebui să se ocupe de asta în locul nostru. Nu există cineva, există doar eu, sunt unic responsabil pentru mine, pentru viața mea și mai mult, viața celor din jur. Am avut grijă de noi, unul de celălalt, și cu tot efortul pe care l-am făcut, am ajuns să urcăm de la 7900 spre vârf, cu 3 butelii de oxigen în loc de 5, și acele 5 ar fi trebuit folosite de la 1300 până sus pe vârf. De ce cu oxigen? Pentru că acolo sus, la 8848 de metri, este limita la care sângele începe să treacă prin pereții celulelor noastre. Acolo sus, nu există nimic viu, nu există edificii, există doar moarte. Dacă ai greșit, ai rămas acolo. Sunt 7 exemple pe care le avem în potecă lângă noi, care au greșit la un moment dat și care au rămas acolo. Acolo sus, ne gândim întotdeauna, urcăm, transmitem un mesaj și ar trebui să ducăm apoi la cei dragi, la familie, la familie și pașilor noștri. Tot ceea ce facem și tot ceea ce încercăm este să ajungem în acel punct și apoi să coborâm în siguranță. Și anul acesta, datorită problemelor pe care le-am avut cu echipamentul, la 1600 de metri a trebuit să luăm decizia înțeleaptă, la doar 200 de metri de vârf, să ne întoarcem. Pentru că altfel nu ne întorceam toți. Ne-am întors doar 3. Și știu povești din anii 90 români, plecat în expediție la 78.000 de metri și nu s-au mai întors toți. Pentru noi, faptul că am încercat atât de tineri să ajungem pe Everest, înseamnă o experiență enormă. Înseamnă că data viitoare când vom încerca să urcăm foarte sus, foarte mult, ne-am crescut enorm șansele de a ajunge până acolo. Și despre asta e vorba. Despre a greși de suficient de multe ori și a lua-o de la capăt ca să poți ajunge până acolo sus. Și înapoi, la cei dragi. Mulțumesc!